Bună seara, doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție de promovare electorală Bătălia pentru Dâmbovița. În această seară, în platoul Columna TV, este domnul Marius Caravețeanu, candidat la funcția de primar din partea PNL pentru orașul Răcari. Bună seara, bine ați venit! Să rămână, mulțumesc pentru invitație, o postură nouă de data aceasta de candidat. O calitate nouă. Nouă și nu prea. Postul de primar. Sunteți candidat. Începe al treilea mandat, să spun așa. Deci a treia candidatură. Dacă vă grăbiți un pic, nu putem spune că începe. Trebuie să fie acum, niște alegeri înainte. Până acum o săptămână, două, eram primar orașului Răcar. Deja am și un nou sunteți. Post și sunt. O dublă postură și da. De candidat la postul de primar orașului Răcar. Păi, tocmai pentru că suntem în perioadă electorală, abia ce am început-o, dar parcă suntem în campanie de un an de zile, așa pare, aș vrea să vă rog să vorbiți în câteva cuvinte despre echipa cu care vă prezentați de această dată în fața electoratului, dar și despre cele mai importante proiecte care se regăsesc în platforma dumneavoastră, în oferta electorală. Spunea și va de un an de zile de campanie electorală, i-aș putea spune că ea e mult mai întinsă. La mine, după validarea celui... Pe memorie scurtă, de scurtă durată. După validarea celui al doilea mandat, m-am apucat de treabă să-mi fac datoria pentru care am fost ales. Într-adevăr, orice acțiune poate fi interpretată ca și electoral. Da, ești acolo să satisfaci cerințele alegătorilor, că ești în primul an de mandat sau că ești în ultimul an de mandat. Pentru mine n-a însemnat mare lucru. Chiar dacă poate acum mai sunt păreri răzlețe sau s-au cumulat mai multe lucruri în această perioadă, pe vine alegerile, da, faci și pe aia, și pe aia, și pe aia. Da, sunt electorale. Și inaugurări. Da. Ce ar însemna acum un an electoral sau preelectoral să stăm cu mâinile în sân, să nu mai facem nimic? E exclus acest lucru. Și, nu știu, bine, un echilibru exemplu... cred că ar fi dacă se realizează obiective și se inaugurează și înainte de campanie electorală, dar și în timpul, că asta e situația. Categoric. Asta vreau să spun, că din primul an al celui de-al doilea mandat am avut realizări și inaugurări. Într-adevăr, mâine avem cea mai frumoasă inaugurare, poate din ultimile decenii. Ca o întâmplare. Cea mai frumoasă școală. Pur și simplu o întâmplare. Este un proiect într-adevăr de suflet, durează de ceva vreme, trebuia finalizat de mult, dar a stat în puterile noastre, ale noastre, ale executivului și ale Consiliului Local, să-l finalizăm anul trecut sau acum 2 ani. Ne-am fi dorit ca toți copiii să învețe în condițiile care vor învăța de poimine încolo, dar nu s-a putut. Este vorba de școala Ghergani, care a avut de suferit din cauza incapacității constructorului inițial de a finaliza lucrarea, acesta intrând în insolvență și ulterior în faliment. Ne-a trebuit o perioadă de timp de inventariere, de relicitare și trebuie să recunosc că am avut mari emoții. Eram la un moment dat în zona gri, dacă putem spune așa, chiar spre negru. După ce am relicitat-o, o simplă contestație ne-a fi dus în zona gri. Ce vină avem noi, între ghilimele, că s-a finalizat proiectul acum? Poate că de deci cele finalizat din decembrie, din punct de vedere al constructorului. Când ar fi trebuit să fie gata cu totul? În 2011 trebuia să fie gata. O întârziere semnificativă. Da. Un an de zile ne-a ținut pe loc faptul că, ca o paranteză, tot rău spre bine, a demarat acest proiect cu un arhitect de succes și care inițial a gândit-o futurist, această școală. Mai sunt câteva județ care arată foarte bine. Da, nu ca la Răcari, vă asigur. Nu știu, școala Șotânga, de exemplu, ați văzut-o? Da, depășește școala Șotânga și dacă vreți să vă convingeți, mâine la ora 10:05 are loc ceremonia de înălțare a drapelului național pe catargul din curtea liceului. Și revenind la proiect, am avut șansa, aș putea spune, chiar dacă la acel moment spuneam că am neșansa, să-l întâlnesc pe arhitectul Sturza, care este șeful arhitectului la nivel național. Și în intenția mea de a mă lauda cu proiectul, a observat că un corp care a fost construit de Ghica în 1905, pe terenul de Ghica și finanțat de Ghica o lungă perioadă de timp, a fost tratat ca și celelalte corpuri futuriste, să spunem așa. Foarte supărat omul la acea vreme, ne-a cam blocat activitatea, ne-a transferat și mie supărarea că mă gândeam că se va pierde proiectul, dar astăzi am tăriat să-i mulțumesc pentru acest lucru, ceea ce am și făcut-o, și să mulțumesc și mie și arhitectului care a înțeles că trebuie să ne adaptăm
cerințelor istoriei, dacă vreți. Adică astăzi îmbinăm istoria, corpul arată mai bine ca în 1905, dar cu aceeași înfățișare, alături de un corp care este... Se leagă, bineînțeles, există o bineînțeles, legătură... corespunde zilelor noastre, să spun tematică, așa. Tematică, într-un fel. Da, și asta ne duce cu gândul alături de bustul lui Ion Ghica, ce va fi dezvelit mâine de către nepoata lui Ion Ghica, iar un moment istoric, aș putea spune eu, istoria localității, ne aduce aminte de înaintași, de cei care au pus prima cărămidă la școala din Ghirgani. Ion Ghica, personalitate marcantă a localității noastre, ne-a trebuit câteva minute să enumerăm funcțiile, demnitățile care le-a avut de-a lungul vieții, prim-ministru, ambasador, președinte al Academiei, culminând, poate, dacă vreți, cu un guvernator al unei insule turcești, trimis acolo să facă ordine, a rămas acolo pentru mult timp. Așa cum spuneam, personalitate marcantă și în memoria lui Ion Ghica, mâine inaugurăm acest edificiu și facem și dezvelirea bustului, urmată de o vizită la capela Ion Ghica. Putem spune că avem bucuria, satisfacția, emoția, de ce nu, ca ceremonia de inaugurare să fie deschisă de înalt preasfinția sa, arhiepiscop și mitropolit al Târgoviștei, dr. Nifon, care va oficia și o slujbă de sfințire, având în vedere că mare parte din această clădire este nouă. De asemenea, împreună o să facem o vizită, după ce participăm și la dezvelire, o vizită la capelă, unde îmi doresc o colaborare între Arhiepiscopia Târgoviște și familia Ion Ghica, în ceea ce privește capela Ion Ghica. Doar vremea să țină cu dumneavoastră. Cu siguranță va ține. Capela Ion Ghica, renovată la acest moment în proporție de peste 60-65%, din păcate posibilitățile materiale ale familiei înțeleg că nu mai permit continuarea de unul singur al acestei minunății a istoriei, capela Ion Ghica, care, ai cărui păresc, dacă ar putea vorbi, ar spune multe din punct de vedere al istoriei petrecute pe aceste meleaguri. Câți elevi vor învăța la școala despre care vorbiți? Sunt în jur de 170 de elevi, din cei 1000, aproape 400 cât are... Școală cu clasele 1-8 sau 1-4? 1-8. Actualmente, cursurile se desfășoară în două schimburi, la școala veche, spun eu, dar de fapt este o școală nouă, construită în 2006, dacă nu mă înșel, această școală a fost abandonată. A fost atunci o dorință de a bifa realizarea unui obiectiv, o școală nouă, dar de fapt este o școală din rigips, construită din material ușor. Și aceasta cu încărcătura istorică pe măsură a fost abandonată și din, nu știu, din păcate sau din fericire. E mai grea o restaurare, probabil, pe zona asta. Da, atunci s-a identificat finanțarea asta, așa s-a putut, dar e școala unde am învățat eu și mă dorea să tot la vremea respectivă și a fost un angajament al meu, dacă vreți, și electoral, că o să dau o mare atenție. Sincer, nici nu îndrăzneam să visez la momentul ăla că o să realizez un asemenea proiect. Gândeam și eu să pun ferestre, să repar zidul, dar identificând sursa de finanțare prin programul operațional regional, am făcut un țel din acest lucru. Proiectul este de 2 milioane de euro inițial, dar în urma licitației undeva la 80%, deci aproape 1.600.000-1.700.000 de euro, inclusiv dotare. Sunteți mulțumit de cum a lucrat? Foarte mulțumit, firma? Foarte mulțumit, mai ales de al doilea constructor. Șansa a fost să fie un constructor dâmbovițean, impecabil a lucrat. Aș putea să compar fără nicio emoție cu cel care a lucrat la liceul teoretic Ion Ghica, atunci o firmă din București. Eu atunci am fost marcat de ritmul în care se poate lucra într-un șantier, într-un contract cu statul. Adică erau la un moment dat 80-100 de muncitori într-o zi pe șantier. Au avut 8 luni termen de execuție, în 8 luni au finalizat, au șters praf. Se poate, da. La fel și aici. Firma să fie serioasă. Firma inițială, n-aș putea să vorbesc de rău. Numai că avea foarte multe șantiere, dacă nu mă înșel, ceva probleme penale, da, nu sunt sigur de acest lucru. La un moment dat a venit și a spus, domne, mi-au blocat conturile, nu pot să mai continui, fac adresă de reziliere. Aș putea spune că am o parte de vină în
acest termen mai lung de execuție, pentru că n-am fost de acord inițial cu rezilierea contractului, chiar dacă Ministerul și Agenția de Dezvoltare sugerau, domnule, reziliați și apucați-vă de treabă. Nu m-am îndurat, adică îmi dădeam seama ce înseamnă o inventariu, licitare. Și am încercat o cesiune de creanță, fel de fel de, le-aș spune, artificii juridice, încuvințate la un moment dat de către Ministerul Dezvoltării și ADR Călăraș, dar neîncuvințate de instanță. Și în momentul ăla am pus punct, ne-am apucat de inventariere, licitare și iată, mâine, 10 mai, nu știu, ziua regelui, să spunem așa, o simplă coincidență, face ca acest obiectiv să fie finalizat. Și de poimine elevii învață într-un singur schimb, avem săl de clasă, laboratoare, sunt 8 săl de clasă, 3 laboratoare, clasă pentru clasa pregătitoare, sală de sport, teren sintetic, pistă de rol, scenă, de la bugetul local ați mai toate... făcut anumite investiții. Da, am avut partea de cofinanțare și cheltuieli neeligibile. În total se ridică la câteva sute de mii de lei și efortul financiar pe care l-am făcut noi. Ca în orice investiție și la un credit la bancă, dacă mergi, te obligă banca să spui și tu ceva, să vadă că ești în stare să te implici. Dacă tot suntem pe componenta educație, haideți să vorbim și despre celelalte unități de învățământ de pe raza orașului Răcari. Da, am amintit în treacă de către liceu care până mai ieri era piesa de rezistență. Aș putea spune că de mâine școala Ghirgani devine piesa de rezistență. Mă rog, liceul e la drum, le vede toată lumea. În infrastructura școlară, dar îmi place să cred că nu pentru mult timp va fi pe loc întâi. Adică sunt cel puțin 3 proiecte care așteaptă, și anume școala Răcari, școala Colacu și grădinița din Răcari. Grădinița va fi și cu program prelungit, care atunci când se va deschide sesiunea de finanțare pentru infrastructură școlară, noi suntem pregătiți să depunem toate cele 3 proiecte. Și ce populație școlară aveți pe raza orașului Răcari? Avem aproape 1500 de elevi în totalitate și nu am nici cea mai mică emoție că vom fi puși în situația în care investim atâția bani în infrastructură școlară și nu o să avem elevi. Exclus. Prognoza pe următorii ani ne arată că numărul de elevi minim pentru asemenea infrastructură există. Din fericire, sunteți suficient de departe de Târgoviște și suficient de departe de București, astfel încât familiile să nu migreze. Să știți că nu pot spune că a fost un exod, dar am avut situații în care din localitățile învecinate au venit la Răcari grație și infrastructurii, dar nu în ultimul rând grație și corpului didactic care s-a creat la Răcari. În locul câțiva ani, îmi place să repet acest lucru, am fost pe locul 4 la examenul de bacalaureat. Locul 4 din județ, adică nu din zona. Da, e un loc în oraș. Ceea ce, dacă intri în competiție cu unitățile școlare din Târgoviște, deja poți să spui că ești acolo unde merită efortul, pentru că, într-adevăr, numai cine n-a trecut prin asemenea proiect nu-și dă seama ce efort înseamnă să finalizezi un asemenea proiect. Mai sunt unități de învățământ care reclamă o intervenție urgentă? N-aș spune că e urgentă, dar nici nu stau nepăsător când Uniunea Europeană, și trebuie și cu efortul nostru, ți-a oferit această posibilitate ca elevii să dobândească noi condiții de studiu și tu stai nepăsător. Nu, dacă vă referiți la grupuri sociale, noi nu avem din 2008, din toamnă, a fost prioritatea zero. Dacă tot se vorbește de prioritatea zero, este ca în 2008, în toamnă, să nu existe grup sanitar în exterior. Eu nu puteam să dorm, chiar dacă exagerești, poate să spuneți acum că e în campanie electorală, știind copilul că vine iarna și trebuie să meargă poate suta de metri, am avut și situații de-astea, la cel de grădiniță, la toaletă în grădină, să spunem așa, fără să folosească, pe urmă, apă caldă pentru spălare. Da, era inacceptabil pentru mine. N-a fost ușor, a trebuit să apelez la fel de fel de companii care se crediteze într-un fel acest lucru. Erau vremurile când și putea. Astăzi să mai faci acest lucru este aproape imposibil. Astăzi, dacă depășești 90 de zile o datorie, deja ai o problemă. La vremea respectivă se putea. Știu că o mare provocare pentru dumneavoastră a fost canalizarea. Unde vă aflați acum și ce puteți face astfel încât să rezolvați această problemă? Destul de avansați în această problemă, chiar dacă probabil că e și
sau intuiesc că va fi și întrebarea ce vă reproșați, este că n-am putut să implementez acest proiect, dar n-aș putea spune, sau cu siguranță nu spun că n-am făcut tot ce era posibil. Noi încă avem un contract de finanțare cu Ministerul Mediului prin care ni se alocă 6 milioane de lei, trebuie să mai punem noi 6 milioane. Suntem în imposibilitatea de a asigura această cofinanțare, mai ales în condițiile în care vine programul operațional investiții mari. Și sperați ca... Nu sperăm, suntem deja acolo. Adică sperăm că va fi pe POIM 1-2% cofinanțare. Păi, cu tot riscul de a mai fi blamat un an, doi, până se va implementa, dar, în primul rând, că noi aveam cei 60 de miliarde și chiar dacă aveam, gândind că peste un an, doi, vine această oportunitate, nu-i foloseam. Îi foloseam la infrastructura rutieră, îi foloseam la cu totul altceva. Pentru zona de blocuri, unde acolo este problema majoră, suntem în faza de proiectare de realizare a unei mini-stații de epurare. Pentru că orice ne-am dorit noi, mai devreme de 2-3 ani, nu se va putea implementa POIM în județul Dâmbovița, având în vedere toate etapele necesare, de la proiectare, licitare, proiectare, citare, execuție, da, și toate cele. În aceste cele condiții, nu la fel ce luați pe mere, dați pe pere? Nu, pentru că investiție este efortul foarte mic, la nivel de câteva sute de mii de lei, câteva miliarde, ca să rezolvăm o problemă majoră, și anume aproape 90 de familii au condiții, nu știu, insuportabile, dacă vreți. Iar este o frământare de-a mea, dar comparativ cu grupurile sociale de la școală, aici este mult mai delicată problemă. Și în aceste condiții, când aproape 4 cartiere avem deja apa și în 2-3 săptămâni, maxim o lună, poate ieșim din campanie electorală și atunci inaugurăm fără emoții acest obiectiv, avem apa curentă, aici va trebui de rețeaua de canalizare, mai sunt 3 cartiere unde va trebui apă și canalizare în paralel. Deci nu stăm degeaba, nu suntem indiferenți, dar ne adaptăm condițiilor de finanțare pe care le întâlnim. Infrastructura rutieră? În privința drumurilor județene, tocmai ce discutam înainte să intrăm în emisie, mâine Societatea de Drumuri a Consiliului Județean va relua activitatea pe tronsonul Mavrodin-Colacu, probabil o lungime de 3 km în această etapă, cu 3 km de la drumuri comunale, încet, încet, în fiecare an, un 5-6 km spre 10 km. Speranța mea că în mandatul viitor întreaga infrastructură rutieră va fi rezolvată. Ne îndreptăm atenția și în infrastructura rutieră agricolă, pentru că și aici se va deschide o nouă măsură de finanțare în acest sens și avem deja proiectați 10 km de drumuri de exploatare care vor funcționa pe post de centură, de o centură ocolitare a localității. Suntem deja la al doilea proiect în acest sens și acest proiect e cu două tăișuri, cred că am mai povestit în emisiunea la dumneavoastră, dar acest lucru nu o să mă împiedice să pierd 1 milion de euro, pentru că vor exista voci: n-ai asfaltat în localitate și te duci pe câmp. Încet, încet o să înțeleagă destinația precisă a fondurilor pe care le primești. Așa, luată în ordine și într-o ordine de priorități, ca să zicem așa, când ar putea fi gata și absolut în regulă infrastructura rutieră din orașul Răcani? Așa pentru încât că să nu mai există la ideea că faceți drumuri, da, în câmp, pe câmp și... Pentru că suntem la emisiune de promovare electorală, cum spuneați dumneavoastră. Aș prefera să nu existe, să nu existe minciuni. Da, nu asta vreau să spun. Cu siguranță, indiferent de emisiune și de folclor, dacă mă veți invita, nu s-a auzit de la mine minciuni. Nu, vreau să spun că dacă ar fi fost ritmul 2008-2012... Știu că nu vă convine comparația, dar asta e realitatea. Ce mi-ar conveni? Este absolut egal. Da? Ce comparație faceți, fie treaba noastră. Trebuia să fie gata. În ritmul 2012-2016, speranța mea ca până în 2020, întreaga infrastructură rutieră din Răcar să fie gata. De ce spun asta? Pentru că în acea perioadă, în 4 ani, am asfaltat 35 de kilometri. Cei drept 10 km de infrastructură rutieră, dar tot rămân 25 de km. Nu mai ne întâlnim cu acel ritm de asfaltare, ca să... Poate mai vor și alții între timp. Cu siguranță. Da? Dar vă mai spuneam ceva la începutul emisiunii. Erau și
nu neapărat vremurile turburi, dar mai permisibile din punct de vedere a executării, procedurilor, exact, da. Și a executării unei lucrări. Nu stătea nimeni lucrări. Să citească de 10 ori și să... Nu numai asta, dar... Măsoare de tot atâta ca să tai odată. Da, nu știu, că licitai, aveai prevăzut, n-aveai, da. Te înțelegeai cu constructorul să înțeleagă un termen mai lung de plată. Suntem ceva mai groși. Când a venit Banca Mondială, mă rog, reprezentanții Băncii Mondiale chiar la Răcari, pentru că era mai aproape de București, nu din alt considerent, și la invitația președintelui Consiliului Județean din acea perioadă, am fost câțiva primari, am participat la această întâlnire, ce datorii aveți? Una, păi, și se ridicau, da. De ce ați făcut toate datorii? Să arătăm oamenilor că... Da, dar nu v-ați gândit la constructorii aia că au de suferit și ca dumneavoastră sunt 3.000 și ceva de administrații locale plus cele centrale. Ups, unde se va duce economia gândit. Asta? Da? Nu prea ne-am gândit, că ne-am gândit ce ne întreabă pe noi, bun. Cetățeanul, că vrea să meargă pe asfalt sau pe trotuar. Trebuie să luăm o scurtă pauză. De mare plăcere. Ne întoarcem în câteva momente.